Iată, în partea a doua emisiunii Fotoliu cu Ghim, stimați spectatori, Marcel Adrian Goia, primarul orașului Hațeg, la final de mandat, raport la final de mandat. Rămăseserăm cu cimitirul care nu-i îngrijit, domnul primar Bale lua apărarea, ba zicea că îl sabotează, domnule, a fost, ba că-i vărul, nu știu cine, ba că-i aia, păi ce face mai? Da. Acum, vedeți dumneavoastră că pentru o lună, două, nu știu dacă, să zic așa, dar i-am tras de urechi și astăzi am purtat o discuție. Domnul Zepa este în concediu cu... Ce, e maternal? A născut și concediu, el? În concediu lui, da. După decizia de a pleca, după decizia de a pleca din partid, și-a luat concediu și l-am aprobat. Normal că l-am aprobat, dar și azi dimineață și în fiecare zi por discuții cu celălalt care îi. I-am spus să-l lăsăm problemele politice și ei să-și facă treaba așa cum trebuie, pentru că în oraș nu vreau să sufere oamenii. Am și eu o întrebare. Celălalt care e ce? Director adjunct sau ce? Inginer șef. Că nu există. Deci e inginer. Da, nu există. Asta vreau să văd. Ce specialitate are? Inginer șef, da. De care inginer? Deci, ce? De mașini? De roboți? Inginer și nu. Acolo l-am găsit. Nu l-am adus eu. Nu l-am schimbat pentru că la un moment dat și-au făcut treaba și lumea era mulțumită în oraș, da, sigur că da. Haideți să continuăm, că imediat să termină emisiunea, sigur că da. Mai avem vreme, domnul Goia. Da, există, de asemenea, în construcție școala nouă, care este începută, deja s-au turnat fundațiile atât pentru construcția școlii, cât și pentru sala de sport, că vine și o sală de sport care să deservească elevii, cei 500 de elevi care vor învăța în acea școală, și deja sunt turnați și stâlpii pentru primul etaj și urmează să înceapă zidirea. Până la sfârșitul lunii octombrie 2021 ar trebui să fie terminată această școală. Valoarea este de 171 de miliarde de lei vechi. De unde sunt banii ăștia? Sunt pe fonduri europene. Și celălalt de la spital și construcția școlii sunt pe fonduri europene. De asemenea, există proiect în lucru, construirea unui bloc de locuințe de serviciu cu 30 de apartamente pe strada Victor Balbeș, deja este la etajul 2 cu 4 etaje și urmează ca până la sfârșitul anului și acest bloc să fie terminat. Primăria a prins 400.000 de lei pentru utilități și amenajarea zonei din jurul parcării și zonă verde și tot ce trebuie pentru amenajare. Achizițiile sunt făcute, așteptăm să termine cei cu construcția blocului și să se facă și amenajările și să fie, sunt, din câte știu eu, vreo 60, deci peste 60 de solicitări. Ce culoare îi dați blocului? Nu știu ce culoare să-i dau, că nu, eu nu o să-i mai întreb, dau, nu o să-i mai dau eu. Vreau să vă întreb ceva, domnul primar, da. Și nu-i cu răutate, da. Pe bună nu-i cu răutate. Da. Mie îmi plac culorile astea care sunt în orașe, mai vii, mai vesele, mai alea. Ați avut acum proiectul ăla de reabilitare termică a blocurilor din centrul orașului. Nu zic că a ieșit rău, dar mie culoarea aia mi se pare un pic cam întunecat. Așa. E o culoare chiar plăcută, dacă ne uităm. Nu, păi da, acolo e mai deschisă, realitatea e mai închisă. Au deschis-o ăștia în Photoshop. Nu, nu, Simeon. E o culoare, nu, o culoare verzui, ca să zic, spre galben. Așa. Da. Dar e chiar plăcută, mie îmi place. Ce, asta te-a ales-o sau constructor? Nu, constructor. Sau era în... În proiect. Era în proiect. În proiect, deci n-am ales-o. N-a nimerit nuanța mai deschisă. N-am ales-o eu. Aia zic, n-a nimerit nuanța mai deschisă. E mai cănie, ca să nu mai pun un că în față. Da. Dar mă rog, bine că s-a făcut. Da, mai sunt în lucru eficientizarea energetică, 5 blocuri de locuințe pe fonduri europene, blocul 32 și blocul 48, care sunt în lucru și care până la sfârșitul lunii octombrie, cele două de pe centru. Același loc despre care vorbim? Da, da, și mai sunt blocul 13A, C1 și A3 în fază de licitație. A fost, ieri am înțeles că s-a deschis licitația, sunt 3 ofertanți și dacă nu există contestații până la sfârșitul lunii august, există posibilitatea să înceapă lucrările și la aceste 3 blocuri. Astea sunt bune. Blocul 13A, C1 și A3. C-urile, vestitele C-uri din oraș. Da, sunt cele mai degradate blocuri. Acolo pot să vă spun că am făcut
asociație de proprietari, că în Hatzic nu sunt, și asta e o mare problemă, nu sunt asociații de proprietari, și am încercat, am strâns la un moment dat oamenii la Casa de Cultură. Mm-hmm. Au venit, în sala Casei de Cultură. Au venit, la spectacol acolo. Nu, da, în sala de spectacole, da. Pentru a le aduce la cunoștință, când ne-am apucat de aceste blocuri, faptul că se dau fonduri europene pentru... Și că e nevoie de asociație de proprietari. Da, să... obligatoriu trebuie asociație de proprietari. De asemenea, există proiectul dotare și echipare ambulator integrat Spitalul Orășenesc Hatzic, proiect în fază de evaluare a ofertelor, prin care 10 secții, adică toate secțiile din spital vor fi echipate cu aparatură, chiar și un computer tomograf este prins, și eu zic că în acest an acest proiect va fi dus la bun sfârșit. Adică vine aparatura. Da, sigur că da. Păi, trebuie să... Deci dacă aveam încă un om la achiziții, care, iar cel care este în prezent să lucreze efectiv numai pe acest proiect, pentru că este foarte mult de lucru, sunt foarte multe clarificări, multe solicitări, deci durează, ca să duci un proiect din ăsta la bun sfârșit pe fonduri europene, cam 4 ani de zile, indiferent din care... Deci, asta este birocrația la noi. Simioane, te rog să mă crezi. Deci, durează 4 ani de zile, că l-am auzit spunând, da, l-am auzit pe unul dintre candidați care a venit la dumneavoastră, că să merge, să trenează și să desfășoară lucrările încet și nu i-aș dori, sau îi doresc să ajungă. Păi, lucrarea e lucrare și implementarea e implementare, că mă gândesc odată ce te apuci de lucrare, îi dai drumul înainte. Îi dai drumul, dar și atunci sunt foarte multe clarificări. Dacă nu-ți bat 50 de bănuți sau faci la ăsta și nu-ți decontează banii, constructorul așteaptă, stai 2-3 luni de zile pentru 25 de bănuți. Unul dintre invitați spunea că lucrările pe care le-ați făcut, nu dumneavoastră, dar dumneavoastră ca și primar, sunt de proastă calitate. Nu știu. A fost acolo. Nu știți. Sunt sau nu sunt? Nu știu. Dar care dintre ei? Dintre ei? Nu știu care dintre ei, dar... Că lucrările Hatzic sunt de proastă calitate. Dacă poate să facă unde vrea dânsul plângeri, există o comisie de recepție, nu le face primarul recepția și nu cred că sunt lucrări de proastă calitate, dar ca să-i răspund domnului care unul dintre candidați, ca să-i răspund domnului celui candidat, au fost anumite lucrări, dar am dat firma respectivă afară, iar firma respectivă este susținătorul candidatului, respectiv principalul susținător. Păi dar domnule, știți acum despre cine e vorba, v-ați adus brus și... Mi-am adus de aminte, da. Și l-am dat afară de pe două proiecte care le-am avut, pentru că nu decurgeau lucrările, chiar firma care a venit a făcut din nou o parte din lucrare și atunci normal că... Fiind principalul susținător și acolo dându-se și masa PSD-ului când s-a susținut... Eu n-am zis PSD. Da, acum m-am reamintit și eu, că am avut o fază pe... Da, am văzut, da, unde s-a stabilit candidatul, a plătit toată masa pentru a fi acest candidat desemnat de la PSD-ul. Știu, deci vă spun eu acum, da? Păi nu prea înțeleg. Și atunci, normal, că... A vorbit de la sală, de ce vorbiți? Că nu l-am dat afară pe cel care era, pentru că lucrările au fost de calitate slab. Și s-au făcut din nou. Deci, am angajat altă firmă. Așa, dumneavoastră spuneți că există cineva care susține pe altcineva, care are o firmă. Dar normal, tot Hatzicul știe, numai dumneavoastră nu știți, domnul. Păi, dar eu nu știu, vreau să vreau să spuneți ce știu eu, eu vă chem aici ca să aflu. Da, sigur că da, sigur că da. Dar nu vreau să dau nume la firme, dar... Nu, că pe urmă trece la căsărie. Da, acolo s-a dat masa, acolo s-au stabilit, dar firma respectivă... Eu zic că nu, eu zic că nu. În regulă. Da. Ce altceva mai aveam? V-am întrerupt. Da. Dar asta e talentul meu, n-am ce să fac. Da, asta e, domnul, sigur că da. Mai sunt, da, modernizarea străzii Matei Corvin în fază de execuția lucrărilor. S-a încheiat contractul, reparațiile pe strada Cogălnicianu care s-au făcut, alea școlii și în curtea cantinei sociale în fază de contractare, alimentare cu gaz a localității Nalasvaț, fază de contractare, deci de 4 ani de zile am început acest proiect. Că ziceți, de ce durează? De 4 ani de zile și n-am reușit să-l încep. Și mai sunt 2 ani de zile pentru execuție.
Deci dați-vă seama, 6 ani de zile ca să-ți duci la bun sfârșit un proiect important, zic eu, că este un proiect important, ducând și gazul în această localitate, altfel... Zicea administratorul nostru public că vă mișcați greu acolo la primărie, uneori cu viteza mercului. Domnule, domnul administrator a făcut parte din echipa mea. Nu pot să critic... Dar este încă, da, nu? Este, că... da. Nu pot să spui că merge în ce treaba când tu și tu coordonezi activitățile pe anumite proiecte. Are aceleași atribuții pe care le are și primarul. I-am dat absolut totul. Deci el e în proiectul ăsta cu gazul? Nu, nu el. El este în proiectul cu blocurile. Dar merge foarte rău și nu din... A spus că din cauza mea? Nu, aici că problema. Deci a mers chiar, el a fost șef de proiect acolo, nu poate să spună că din cauza mea. Nu, la deblocuri nu știu că merg rău. Da. Acum, dar cum, de la începutul anului, din decembrie, echipa de la ADR Vest și numai în toată țara, deci proiectele pe fonduri europene sunt specialiști luați din diferite domenii, pentru că n-au nici ei angajați să aibă atât. Păi da, a început lucrarea ce mai? Păi n-a început, nu, pe celelalte trei vorbesc, pe celelalte trei. Dar și celălalt, unde au fost două blocuri, unde ziceți dumneavoastră, de 5 ori l-am scos la licitație și n-a venit nimeni. Păi dacă îți bani puțin. Nu rămân de concediu în Caraibe. Da, deci de 5 ori l-am scos, de-abia a 5-a oră a venit o firmă. Ce valoare are? 30 și ceva de miliarde pentru amândouă, cu acoperiș, păi cu tot. Păi și cum nu vine nimeni? Cum, n-a venit nimeni, dar de 5 ori a fost scos. Domnule, încolo câțiva metri contrați de polistiren și... Domnul Simeon. Niște schele amărâte, cât vor să câștige? Astea sunt și prețurile și n-a venit nimeni și de 5 ori. Și mai plătește și asociația de locatari. De 5 ori am, da, 60%, 40%, 20%, 20%. Păi 30 ceva de miliarde mă duc într-un picior și iau. Dacă sunt firmă de construcție. Deci în total. În total, dar... Dar nu a venit de 5 ori nicio firmă de construcții. A 5 ori a venit cineva și de-abia am început lucrurile. Urcași cavalul gras, merge, nu iese. Da, n-au fost, da, probabil că așteptau să fie mai mult, dar... Bun, ce mai avem? Deci alimentarea cu gaz, amenajare, modernizare, parcul copiilor în orașul Hațeg în fază de execuție, este pe bani de la bugetul local și urmează să... A început lucrările și urmează. Constructorul a zis că dacă sunt bani în buget, până la sfârșitul anului îl termină. Deși contractul este până la mijlocul anului viitor. Eu m-aș bucura pentru că acum 60% sunt bani din buget, iar dacă în fiecare an la sfârșitul anului rămân ceva bani în buget, deci ar putea să-l termine și dacă îl termine, va fi și plătit. Pentru că alte datorii, primăria din Hațeg nu are, așa cum v-am spus, nu avem alții, din contră, avem, dacă nu mă înșel, vreo 2,5 milioane de lei în buget. Pentru excedent. Excedent în buget, prinși pentru lucrările care vi le-am spus sau pentru cofinanțări, că bun, dar mi-ați citit acolo, am citit de pe o chestie, nu mi-am dat încă seama cei că sunteți mai departe de bine, ce e chestia aia de pe care spuneți noastră? Doamne, am făcut un ziar. Da, vreți să luați pâine, v-ați făcut ziarist acum. M-am făcut ziarist, da, am comandat un ziar pentru Info Hațeg, îi spune. Așa. În care pe prima Ediția pagină... Ediția 1, numărul 1? Nu, a mai fost. La 6 luni ne-am informat pe locuitorii orașului Hațeg cu problemele. Cine a plătit ziarul ăsta? E plătit de către mine pentru că... Deci nu l-ați făcut pe... Nu, e plătit de către mine pentru că pe prima pagină am pus și candidatul Partidului Național Liberal și pe cel al președintelui Consiliului Județean am pus și sigla partidului și atunci este plătit de către mine. Am făcut 3.000 de exemplare, va ajunge în casă la fiecare dintre locuitorii orașului. La o parte a ajuns și până începe campania electorală, deci va ajunge în toate... Uh-huh. În toate localitățile. Am alocat bani. De ce l-ați făcut? Pentru ca oamenii să știe ce am făcut în 8 ani de mandat. Uite, l-ați spus acum în emisiune. Păi, nu știu cât să uită. Mulți. Eu știu, dar nu sunt toți din Hațeg. Am înțeles. De asemenea, pot să vă spun că am dat bani unităților școlare, spitalului în fiecare an. Bucura Pres, societatea care e în subordinea Consiliului Local pentru salarii, pentru materialele care le-au folosit și așa mai departe. Și să știți că sunt mulți bani, că dacă ar fi după mine, eu chiar aș desfința-o și aș crea un serviciu în cadrul primăriei. În cadrul primăriei, lăsați-mă să vă spun. Dar ce ați desfințat? Bucura Pres. Așa. Pentru că
și am spus-o, dar nu ne încadrăm în posturile, în limita de posturi stabilită, pentru că fiecare unitate administrativ-teritorială are anumite, un număr de posturi stabilit prin organigramă de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Dacă aș închide această societate și aș face un serviciu în cadrul primăriei, aș câștiga lunar aproximativ 1 milion de lei. 10 miliarde de lei vechi. Din ce? Din plata TVA-ului, care eu plătesc absolut totul la cu TVA. Am înțeles. Domnule primar, vreo 4 minuțele mai avem, nu pot să nu vă întreb de ce stăți, domnule, dictator. Nu sunt dictator. Păi cum, că așa au zis doi. Domnule, dacă eram dictator, nu stăteau lângă mine. Deci puteau să-și dea demisia de mult, indiferent care au zis, deci nu stăteau lângă mine, nu sunt un dictator, oamenii din Hațe... Deci amenințați, domnule, oamenii, că tot așa au zis alții. Da. Deci, cred că a fost o glumă, nu? Nu știu, da. Eu vă întreb pe dumneavoastră, vreau să vă întreb... Am avut o discuție... Am avut o discuție cu unul dintre... candidați, dar nu era stabilit în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, dar cred că faptul că am zis că fac niște dezvăluiri, aia nu e o amenințare. Eu n-am auzit discuția, domnul nu mi-a dat nimic. Dar o spun eu, faptul că am zis, domnule, o să fac eu niște dezvăluiri și asta, aia nu e o amenințare, cred că. Dar nu mă interesează, eu nu mai candidez, nu mă mai interesează, ei să vină cu programe clare, aici, așa, în fața dumneavoastră, în fața hațeganilor, pentru a putea să decidă hațeganii cine să-i conducă pentru următorii 4 ani de zile. Deci pe mine chiar nu mă interesează. Deci nu-i amenințați? Păi... Nu vă supărați că dă nu știu cine mâna cu nu știu cine pe stradă? Au zis și asta. Da, domnule. Ați prins ideea? Nu. L-am întrebat pe directorul de la Bucura Press, care și-a și dat demisia și înainte Haideți să nu vorbim prostii. Deci, pe directorul de la Bucura Press a stat de vorbă cu candidatul de la PSD o jumătate de ceas. Zic, domnule, în loc... Bine, da, nu-i nimic greu. Nu-i nimic. Zic, în loc să-ți faci treaba, zic... Stai de vorbă. Mă rog, din punctul ăsta deci, de vedere... Deci, te rog frumos, mă lași ca să... Ai zis că mai avem 4 minute. Mă rog. I-am zis, în loc să faci treaba și asta, stai de vorbă jumătate de ceas. Ce a zis la polic? Sau și tu vrei să trădești și să pleci în partea... N-au durat decât 3 zile sau 4 și a plecat și el. N-a plecat la PSD, a plecat la ALDE, unde există o convenție că vicele primarul actual va fi pus... Auziți, păi a spus-o la televizor, la dumneavoastră, nu că va fi viitor viceprimar al orașului. Adică și-ar dori. Și-ar dori, da. Și că îl susține pe candidat. Nu candidează și îl susține. De ce nu și încearcă puterile? Să vadă, e liber fiecare să candideze. Eu am considerat că trebuie să venim cu un om nou. Cu un om nou care să nu poată fi acuzat de absolut nimic. Eu m-am retras total, nici din Consiliul Local, nu particip. Dumneavoastră bine. A considerat sau biroul? Biroul, domnule, biroul. Și fiecare, și sondaj s-a făcut în urma, desemnarea candidatului s-a făcut în urma unui sondaj, în urma unui vot, în biroul, vot secret, în biroul local al PNL-ului, din care... Din 17 voturi cât au fost prezenți, 3 au votat pentru actualul viceprimar, diferența au votat pentru actualul candidat al PNL-ului. Bun, la care a fost prezent aici, și domnul. Asta se întâmpla cu de curând. În ianuarie, nu. După ce ne-am luat eu, sau în februarie, când s-a făcut sondajul, s-a făcut un sondaj și atunci... Da. Păi bun, și povestea cu amenințări, cu... Și celelalte, care discuția care am avut-o cu consilierul, a fost în urma unui discuții pe tema unei hotărâri de consiliu. Și le-am zis, domnilor, voi în loc... să mă lăsați acum să plec liniștit, pentru că era vorba despre o hotărâre de Consiliu prin care erau stabilite atribuțiile Consiliului Local, având în vedere că legea 215 a fost modificată de situația de urgență. De codul administrativ. Și avea 82 de pagini. Și ei au zis că nu votează cei de la PSD-ul, că nu au văzut ei 2 hotărâri de Consiliu acolo de prin 2012 și zic, domnule, dar astea voi ați citit ce
cuprinde acest regulament și ăsta? Ați citit 82 de pagini? Păi așa am întrebat. Să citești 82 de pagini? Păi, dar nu le-au citit. A. Nu le-au citit. Și zic, ați văzut despre ce este vorba? În loc să vă vedeți de treabă, pentru că le-am și spus, zic, asta e, s-a modificat codul administrativ, am luat atribuțiile din codul administrativ și le-am trecut din, la celelalte atribuții, pentru că nu pot, sunt stabilite prin lege atribuțiile și n-ai cum să nu ții cont de ele. Și am zis, domnule, în loc să vă vedeți de treabă, pentru că luase decizia, asta era prin martie sau aprilie, și faptul că v-am spus, zic, pot să fac eu dezvăluiri în campanie și eu, că am cu ce, nu știu ce, asta o considerați ca o amenințare? Eu nu pot, nu mă țin, v-am întrebat, mi-ați răspuns. Eu consider că nu este o amenințare n-am și auzit, eu nu, domnul, n-am vrut să spun, n-am vrut să spun nici astăzi că pe mine chiar nu mă interesează, păi eu îl susțin. Eram obligat cel puțin da, moral să și mă întrebați, etic sigur să că mă da, întreb. Sigur că da, dar eu îl susțin pe candidatul Partidului Național, este un băiat tânăr, are 46 de ani, lucrează la o bancă importantă din Hațeg, lucrează peste 3000... În campania electorală, domnul primar, atunci am povestit. Da, lucrează peste, cu peste 3000 de clienți și eu sper ca oamenii să fie cu scaunul pe umeri. Nu, n-aș vrea să ne mai întoarcem, așa cum am spus-o și într-o altă emisiune, n-aș vrea să ne mai întoarcem în urmă cu 8 ani de zile, mi-aș dori, indiferent, să mergem înainte, mai sunt 3 candidați între 29 de ani și 45 de ani sau 46 și să mergem înainte, să evoluăm. Tinerii gândesc altfel și e bine, adică cei care sunt peste 40 de ani au și un pic de experiență de viață. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea. Aș mai fi stat cu noastră, dar... Și eu, poate, cine știe, da, poate ne am mai întâlnim. Am și dar... cu vreo 2-3 minute peste. Da, mulțumesc. Vă doresc multă sănătate și spor la treabă în continuare. Mulțumesc. Stimați respectatori, Marcel Adrian Goia, primarul orașului Hațeg, la final de mandat a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Mulțumim tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu noi, numai bine!